Echipa CS Phoenix și Mneon Silvania a fost eliminată din Cupa României de echipa bucureșteană Dinamo București în urma unui joc disputat. Și mneonii au făcut risipă de energie și chiar dacă soarta echipei calificate în Final Four a fost decisă după primele două seturi, pentru publicul spectator și mneonii au dat tot ce au putut din ei și au câștigat setul 3, care a contat doar pentru palmaresul echipei. Da, indiscutabil, după cum ați și văzut, a fost o clasă peste noi la toate capitolele. Probabil neîncrederea colegilor mei și a jucătorilor în forțele proprii a făcut ca rezultatul să fie net favorabil echipei din Dinamo. Pe calea aceasta și felicit, fiindcă au jucat mai bine ca noi. Trebuie să fim fair play. Asta e viața, mergem înainte. Am câștigat un set, deci am progresat puțin față de, de prima etapă din tur, din turul campionatului. Păcat, am fost acolo. Primul set, dacă îl câștigam, probabil era altă soarta partidei. Din păcate, asta e, ne pare rău. Ne pare rău și pentru rezultat și pentru susținătorii noștri, inclusiv publicul și toată lumea care ne susțin și sunt alături de noi. Dar asta e viața, mai și pierdem. Privim înainte, avem un meci greu sâmbătă la București. Sperăm să ne îndeplinim, să zic așa, al doilea obiectiv. Primul l-am ratat, de a merge mai departe în Cupa României. Dar suntem încrezători și mergem înainte. Ne pare rău pentru toată lumea, dar asta e situația. Da, e sportul frumos, azi câștigi, mâine pierzi, asta e viața. Până la partida de sâmbătă în care echipa Phoenix și Mneu va da piept cu CS Agronomia București în baza bunelor relații de colaborare dintre gruparea șimneoane și echipa CSR Mazălău, elevii Mircea Abraham și Marius Uniga vor efectua în această seară un antrenament comun cu echipa campioană la sala sporturilor din Zalău.